că mai sunt multe de făcut în România și corupția este o problemă care trebuie tratată în zona siguranței naționale. V-a spus acest lucru doamna Newland la întâlnirea pe care ați avut-o astăzi la Casa Dante cu, mă rog, cu mai mulți lideri politici? Ați vorbit despre lupta anticorupție? A fost unul din subiectele importante ale discuției și da, evident că întotdeauna tema instituțiilor democratice care ar trebui să fie consolidate în România și care garantează lupta cu fenomenul corupției e un subiect important. Doamna Newland l-a abordat, noi toți de altfel l-am abordat, cu atât mai mult Partidul Național Liberal, care și-a asumat în campania din noiembrie 2014 să înceapă un alt fel de politică și să încerce să transforme, așa cum am spus în ultima vreme, agenda publică în agenda politică. Desigur că legislația anticorupție a fost un subiect important pentru a nu se repeta acele episoade de genul celor pe care le-ați amintit și dumneavoastră, vorbind de momentul legii amnistiei și grațierii. Am evocat chiar și faptul că în prezent în Parlament, așa cum știți și dumneavoastră și cunosc și telespectatorii dumneavoastră, sunt două inițiative pe această temă și mi-am manifestat speranța ca împreună cu colegii noștri din celelalte partide politice parlamentare să respingem în cel mai scurt timp cele două proiecte. Evident că am discutat și despre reforma imunității parlamentarilor, pentru că avem un proiect în Parlamentul României de modificare a statutului deputaților și senatorilor, prin care se urgentează procedura de ridicare a imunității parlamentarilor, transparența legislativă, iar așa a fost un subiect în discuție, pentru că s-a subliniat nevoia diminuării numărului ordonanțelor de urgență, care evident că generează instabilitate în sistemul legislativ din România, care are consecințe, din păcate, inclusiv în plan economic, și aici discuția s-a purtat în termeni foarte onești și foarte direcți. Investitorii americani, evident că pot veni în România și vor fi stimulați să vină în România, cu cât avem un sistem predictibil, un sistem economic, fiscal predictibil, un sistem legislativ predictibil, motiv pentru care vă mărturisesc că în concluzie ar fi fost așa, avem nevoie să consolidăm instituții care țin de democrație, de bună guvernare, de transparență, tot ce ține de combaterea corupției, cam acestea au fost principalele idei. A dat o informație foarte importantă, doamna Gorghiu. Deci ați transmis doamnei Newland că sunt două proiecte de lege în Parlament și toți liderii partidelor politice parlamentare s-au angajat astăzi în fața doamnei Newland să respingă acele proiecte de lege privind grațierea, cred că este unul dintre ele. Da, am adus în discuție, am spus că una dintre prioritățile Partidului Național Liberal este să mergem consecvent pe partea asta de luptă împotriva corupției și să nu ne mai asumăm proiecte care ar putea să ducă la o anumită destabilizare, motiv pentru care, da, am spus că există în prezent cele două proiecte și că m-aș bucura să avem consensul colegilor noștri din Parlament. Toate partidele politice parlamentare aveau reprezentant la masa rotundă cu doamna Newland și că sper să avem consens în respingerea lor. Și colegii ce au zis, doamna? Sunt convinsă că va fi consens. Cam toți colegii au spus că au obiectivul ăsta. O să vedeți că o să fie o surpriză plăcută în viitorul apropiat în privința celor două proiecte de legi. Știu că unul este depus din nou de domnul Nicolae Păun, dacă mi-aduc bine aminte. De o doamnă senator, da. De doamna Cristian Anghel. Și celălalt de doamna Cristian Anghel, dar la Partidul Conservator. Cred că mai e la Partidul Conservator. Mă rog. Aici vorbește doamna Newland și de lipsa impunității politicienilor și de acuzarea înalților oficial. Și vreau să vă întreb, pentru că eu am discutat, nu știu dacă ați văzut în emisiune, deschis situația domnului Chioariu,
în Partidul Național Liberal. Nu credeți că ca președinte al copreședinte al noului partid vă creează o situație dificilă prezența încă în grupul parlamentar, chiar și independent, a domnului Chioariu, pentru că am văzut ieri că domnul Chioariu s-a autosuspendat din Partidul Național Liberal, nu pentru că a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, ci pentru că DNA-ul l-a pus sub control judiciar. Vă întreb sincer, nu credeți că și după aceste mesaje, poziționarea domnului Chioariu, în continuare, activând în grupul PNL, vă creează o situație dificilă? Criteriile care țin de integritate în Partidul Național Liberal, cu atât mai mult după momentul noiembrie 2014, la care unii facem recurs mai cu sens și mai cu bună credință, alții mai lipsi de substanță, sunt foarte importante. Noi le vom discuta în prima ședință pe care o vom avea în, la sfârșitul ianuarie, 23 ianuarie, la Iași. Și da, a existat o foarte mare presiune pe Partidul Național Liberal, pricina unor colegi care au probleme penale, indiferent de stadiul anchetei și indiferent de situația în care se află. Nu vreau să discut cazul punctual al domnului Chioariu, pentru că am avut niște discuții private pe care nu vreau să le spun public. Categoric că prezența domniei sale în grupul Partidului Național Liberal, grupul senatorial al Partidului Național Liberal, se va discuta la începutul sesiunii, nu poate fi discutat în acest moment. Domnul Hașot, i-am văzut, a avut o declarație, dar situația aceasta va putea fi limpezită doar în prima ședință a grupului senatorial. Și veți avea în săptămânile următoare, lunile următoare, prilejul să constatați că Partidul Național Liberal începe să înțeleagă că nu poți să ai un discurs public și în spatele ușilor, în ședințe, să ai discurs. Vom înțelege lucrul ăsta, mulți dintre noi l-am înțeles și vom face pași în direcția asta, chiar dacă inerția poate să existe. De multe ori, de altfel, există. Așa este. Inerția există în partide și mai ales pe momentul 16 noiembrie a deranjat, vă spun, și opinia publică această situație încă nerezolvată a domnului Chioariu. Dar vorbește aici doamna Newland de statul de drept. Și știu de fiecare dată când a venit doamna Newland în România, și anul trecut, și Philip Gordon au vorbit despre întărirea statului de drept. Partidul Național Liberal, și o spun deschis, era în momentul suspendării președintelui în 2012 de partea cealaltă a baricadei. V-a reproșat liderilor care a fost atunci în USL atacurile la adresa statului de drept? Nu, am să vă răspund la fel de deschis ca până acum. N-a existat un reproș, din potrivă pot să vă spun că discuția a fost una cu perspectivă, cu o privire în viitor. De altfel, asta a fost și poziția noastră, că încercăm acum să resetăm scena politică, încercăm să avem un punct zero de la care să privim spre viitor și nu spre trecut, motiv pentru care discuția a fost una care să poată să pună baze de construcție. Nu s-a amintit de derapaje din trecut, indiferent de moment, indiferent de legea amnistiei, de eventuale momente în care Parlamentul a refuzat ridicarea imunității la anumiți parlamentari. Nu s-a pus problema în termen de critică, ci de construcție. De altfel, au fost evidențiate anumite progrese care țin de statul de drept și aici, într-adevăr, a făcut referire la faptul că s-a depășit momentul și s-a renunțat la legea amnistiei post-alegeri prezidențiale, sau a fost lăudat, de exemplu, consensul pentru alocarea la inițiativa președintelui a celor 2% din PIB pentru apărare. Da, da. Dar s-a evocat momentul 2012, adică acel șoc. Nu s-a discutat despre momentul 2012, ci s-au abordat subiecte care sunt bunate.